Astăzi am încercat să transform o monedă de 50 de bani într-o mașină reală. Sau cel puțin am încercat. Bine, timpul nu e pierdut. Dacă apăsați chiar acum butonașul de like, o să facem și episodul 2 și episodul 3 și tot așa până chiar o să reușim. Așa că, hai, fă-o, apasă chiar acum like. Salutare, guys, eu sunt Antonio Pigan și astăzi o să facem unul dintre cele mai șmechere clipuri ever. Ce o să facem noi astăzi? O să încercăm cu o simplă monedă de 50 de bani care este desaruncată pe jos sau uitată prin portofel, să încercăm să ajungem la 1000 de lei. Iar în episodul 2, dacă acest clip va strânge 30.000 de like, vom încerca să ajungem de la o monedă de 50 de bani la o mașină pe care mai departe să o donăm. Așa că dacă această serie va fi apreciată, o să facem multe, multe episoade, așa că bușiți acolo butonul de like. Pentru început o să vedem ce putem să primim cu această monedă de 50 de bani, pentru că eu cred că nu putem să primim mai nimic la magazine, așa că o să ne încercăm norocul la oameni. Fiți atente, eu am astăzi o monedă de 50 de bani pe care trebuie să o uităm prin portofel, am văzut în geacă, prin astea, deci nu faci nimic cu monedă de 50 de bani. Ce ai putea să mi oferi pe moneda de 50 de bani? Ai un pix sau ceva, ai orice. Ai design? Ok, hai să vedem voi, hai să vedem ce primim. Orice e mai valoros decât o monedă de 50 de bani. Un pix e cam un leu, deci ar fi ok. Băi, super, mersi din suflet, deci vă mulțumim. Gata, guys, avem primul nostru produs, avem un pix full, ești nebun la cap. Nu vă supărați, te transformăm cu monedă de 50 de bani în 1000 de lei. Vă vine să credeți? Transformăm 50 de bani în 1000 de lei. Până acum te-am transformat 50 de bani într-un pix și vreau să mă întreb câți bani ați dat voi pe pixul ăsta. Pe profit oricum ieșim, adică, nu știu, eu o să cer vreo 2-3 lei pe el, așa. Un leu. Mamă, leu, negociem, 2 lei. 2 lei pe fixul ăsta, e full, e nou, mi-a zis fata că e nou-nouț. Bine, mașină. 2 lei? Ok, 2 lei, avem 2 lei de la fetele astea, mulțumim mult de tot. Am dat fix, am luat 2 lei, deci în 5 minute de la 50 de ani am reușit să facem 2 lei. Mulțumim mult de tot, fetelor, vă pupăm, mulțumim mult de tot. Bani, mersi mult de tot. Oh, salut, nu v-am văzut acolo, număram și eu cash-ul, mă înțelegeți? Am și aici niște cărți, voi. Fugi. Bani. Am reușit să facem 2 lei din 50 de bani. Hai să vedem mai departe ce o să cumpărăm. Trebuie să cumpărăm un lucru care să ne aducă profit. Așa că nu putem cumpăra un covric, pentru că nu știu câtă lume ar avea încredere să cumpere un covric de la un necunoscut. Așa că hai să vedem ce putem să cumpărăm cu 2 lei încât să fie vândut cu mai mulți bani. Salut, te supăr, aveți să apare într-un vlog? Da. Transformăm 50 de bani în 1000 de lei. Ce poți să ne vii pentru 2 lei? Adică noi nu-și cerem bani. Deci nu să ne vii ceva pentru 2 lei. Uite, un pichet. Bine, mersi mult de tot. Bine, o brichetă și 2 lei, te pup. Ne facem 50 de bani, 1000 de lei. Și vreau să te întrebăm dacă ai ceva în geacă sau ceva la tine care valorează mai mult de 2 lei și am putea să cumpărăm de la tine cu 2 lei. Te pup. Bine, am primit și gumița de la băiatul mule tot, bro. Mersi mult, te pup. Petre, ce, salutare. Transformăm 50 de bani în 1000 de lei. Știu că pare o nebunie, pare ciudat, dar vrem după ce ieși 1000 de lei să transformăm într-o mașină și să o donăm mai departe. Așa că trebuie să ne ajutați cu ceva. Avem așa, avem până acum, avem 2 lei. Deci aveți un lucru la voi, prin geacă sau prin pantalon, care valorează mai mult de 2 lei și vi-l putem cumpăra cu 2 lei să vină mai departe cu mai mulți bani? Da, ia. Vino. Și pot să dau asta dacă vrei, din cuța. Cuța de căști? Da. Pe 2 lei? Nu pot să cred, serios? Mulțumim din suflet. Și e o cuță de AirPods, nu? Da. AirPods Pro, nu? Avem usă de AirPods, boys! Ne-au donat niște oameni, ne-au donat așa, ne-au donat o brichetă și gumele astea nedesfăcute. Deci, ori bricheta, ori gumele astea nedesfăcute, trebuie neapărat să le cumpărați de la noi. Ce vreți să cumpărați? Ce alegeți? Guma. Ok, cât puteți să ne oferiți pe guma asta? 2 lei. Bine, fie cu mine. Bine, băieți, bine, avem profit. Vă pup, fetelor, mulțumim mult de tot și zi frumoasă, mulțumim mult de tot. Da? Ne ajutați pentru clip? Sincer, mulțumim mult de tot, respect, mulțumim mult de tot, respect, mulțumim frumos, mulțumim mult de tot. Mulțumim din suflet, chiar nu așteptam, mulțumim din suflet. A venit omul la noi și ne-a dat 2 lei. Deci omul pur și simplu ne-a văzut că filmăm și ne-a dat 2 lei, ești nebun, gen, fără să vorbim cu el, fără absolut nimic. Deci m-a uimit gestul ăsta de umanitate și
cred că asta e o lecție pentru noi toți, să fim mai buni de zi cu zi și să ajutăm oamenii. Vă mulțumesc mult de tot. Bună ziua, nu vă supărați. Facem un experiment social în care transformăm 50 de bani într-o mașină pe care o să o donăm mai departe și vreau să vă întrebăm dacă ne puteți oferi o sticlă de suc cu 4 lei, nu cu 5. Da, e ok? Mulțumim din suflet, îți dați banii. Gata, boys, am luat sticla de suc, mulțumim mult de tot. Haideți să mergem mai departe. Deci nu-mi vine să cred că din 50 de bani am reușit să facem rost până acum de o sticlă de suc pe care am luat-o cu 4 lei, dar o putem vinde cu mult mai mulți bani. Am făcut rost și de o brichetă care pare nou-nouță, pe care am primit-o absolut pe gratis, și husa asta de AirPods, așa că dacă avem norocul să găsim o persoană care are AirPods și e fată, că are floricele, are hau-mau pe aici, chiki-chiki-bam-bam-bam, dacă găsim o fată, o vindem cu mulți, mulți bani. Așa că sper să avem noroc cum am avut până acum și să reușim să transformăm bănuții ăștia în 1000 de lei. Câte flori poți să-mi dai cu o sticlă de cola? Ca să le dăm mai departe. Să le vindem și noi mai departe, că noi asta o să facem toată ziua. Câte o floare, gen? 20 de lei. Mamă, mai îmi dai buchet, sincer? Bă, mersi din suflet, frate, mersi din suflet. Ești? Nu vrei? Frate, spune Instagram-ul tău aici pe vlog. N-am Instagram. Guys, găsiți la Unire cu cele mai frumoase buchete de flori. S-a oprit la semafor să cumpărați buchetele de flori de la ei, că au fost niște oameni fenomenali. Le-au dat buchetul ăsta de flori pe gratis, frate, pe gratis. Băi, vă mulțumesc din suflet, sincer. Ok, boys, ne-am schimbat locația. Am venit în altă zonă pentru că deja în Piața Unirii nu mai făceam așa de multă treabă. Și am luat brichetuța noastră pe care am primit-o pe gratis și aceasta o pusă pentru AirPods și o să încercăm să găsim niște persoane cărora să le vindem, pentru că obiectele astea vor fi cel mai greu de vândut. Mai avem buchetul de flori și sticla de cola, așa că stați geară, pentru că până la finalul zilei trebuie să facem 1000 de lei. Bă, salut, Picane, tu ești? Da, de bun. Și Antena aici, filmăm un vlog în care transformăm 50 de bani în 1000 de lei până la finalul zilei, după care 1000 de lei transformăm într-o mașină și mașina o donăm unei persoane. Foarte, și am făcut rost de niște chestii din ăștia 50 de bani. Dar avem chestiile astea de care te rog eu frumos să mă ajut să scap, că nu reușesc, frate, să le vindem. Avem așa o brichetă și o husă de AirPods cu floricele. Nu știu, poate ai vreo iubită sau ceva. Băi, te ajut. Chiar da? Are iubită. Jură-te, 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 vine apoi, Denise, băi. Chiar are iubită mea AirPods. Jură-te. Și brichetuța? Și brichetuța. Bine, mă, bine, bine. Deci, atent, avem așa, brichetuța și AirPods-urile. Cât poți să ne dai pe AirPods și pe brichetă? Pe asta nu știu, eu zic undeva la 20 de lei și bricheta, hai, un 5 lei. Ha! Sunt niște prețuri mai exagerate, sincer să fiu, dar ce să facem? Trebuie să bine, înainte bine, cu... Sincer, da? Sau 30 de lei. 30 de lei, avem 30 de lei! Cum te cheamă? Cum te cheamă? Alex, avem 30 de lei de la Alex. Vine, mă, boi, vine, mă, bam, bam, bam. Oooo, bancuta de 20 de lei, boys. Și încă 10 lei de la Alex. Mulțumim mult de tot, bă, Alex. Avem 30 de lei, boys, avem și buchetul de flori și sticla de cola. Să mă adrec să ajungem milionar până la finalul zilei. Bam! Ne-am mutat din nou locația pentru că nu prea am avut mare, mare noroc. Totuși avem 30 de lei, avem buchetul de flori și o sticlă de cola. Haideți să vedem la această locație ce se va întâmpla și la ce buget vom ajunge. O să fie totuși cam greu să ajungem la 1000 de lei. Din păcate, din cauza vântului, nu se înțelege mai nimic în cadrul de față, dar pe scurt, băiatul din imagine a fost de acord să ne ajute și uitați câți bani am reușit să iau pe sticla de suc. Mai avem încă 7 lei, încercăm să transformăm 50 de bani într-o mașină, o mașină pe bune, să cumpărăm o mașină și să o donăm mai departe unui om care are nevoie de o mașină. Și vreau să te întrebăm dacă ai vrea să cumperi acest buchet de flori pentru mama ta, pentru soră, mătușă, strănepoată, Doamne ajută, ce ai tu? Păi... Vrei să ne ajuți? Da! Păi, ok, și cât ai oferit? Uite, văd că mai e niște băieți lângă tine. A, doar el. Ok. E prietenul tău? Nu, e verișorul meu. E verișorul? Nu contează, e verișorul, rude, familie. Fii, bro. Deci vreau să-mi spui cât bani ai dat tu pe buchetul ăsta de flori, să-i cumperi verișoarei tale. Sau dacă ai iubită, sau nu știu. Am, da, e plecată. E plecată. Nu știu, zic, hai că începem negocierile. 20 de lei. 20, dai tu 25, deci dacă dai acum 25, fac și 10 vreo 30, nebun la cap. Nu se poate, deci nu se poate, boys, deci dacă l-am dat pe ăsta cu 25, gata, acum cumpărăm mașina. Guys, suntem aici cu? Cu Carmen și am convins-o să ne dea 25 de lei pe buchetelul ăsta, dar nu are schimbat așa că o să-i schimbăm, deci aveam aici 25 de lei. Bam, și gata, boys, ne-am făcut cu 50 de lei. Acum așa am aterizat în Gara de Nord, am luat un mare bax de apă și ne apucăm de trader, boys.
Am luat boxul ăsta de apă cu 31 de lei și vom încerca să vindem fiecare apă cu câte 4 lei. Avem 12 ape, deci ar fi, după un calcul rapid, 4 ori 12, 48 de lei. Iar cu bănuții pe care mai avem, ajungem ușor la suma de 90 de lei, ne apropiem chiar de 100. Poate o să mai întâlnim vreo persoană darnică și să ajungem la 100 de lei. Un vlog în care încercăm să transformăm 50 de bani în 1000 de lei. Până acum am reușit să strângem aproximativ cam 60-70 de lei. Okay. 60 de bani, îți dai seama, e o mare lucru. Și am cumpărat un bar și acum voi mergeți pe tren acum și aveți nevoie de apă. Hai, spune-mi că aveți nevoie de apă. Eu am nevoie de o secretă de apă, da. Da, ah, ok, bombă. Fii atent, eu sunt transparent cu tine, am luat fiecare secretă de apă cu 2 lei. Fă-mi o ofertă mai bună. Fă-mi o ofertă în așa până încât să zic că, bă, uite, am ieșit pe profit. 2,50? Mamă, ia cu din astea. Mă gândeam la 4. Dublu. 3. Bă, cred că la gheretele astea sunt chiar, e chiar mai scump apa, nu? 3 lei? 3 lei. Bine, 3 lei. Și cât apă? E 2? Una. Una? Bine, hai. Avem prima apă vândută, boys. Mai rămân 11 aici. Mamă, să mă bată tata, nu știu dacă am venit. Hai că e una și pentru iubita. Deci pentru iubita ta? Hai că mai dăm, mai avem un costică. Deci avem 2 ape vândute. Uite așa, vestimule tot. Am făcut profit, boys, 2 lei din apele astea. Hai că ușor, ușor le ridicăm. Transformăm 50 de bani în 1000 de lei. Pur și simplu, aveam 50 de bani și acum ne apropiem să facem 1000 de lei, știi? Și am luat boxul ăsta de apă cu care facem afacere. Gândiți-vă că bănuții pe care o să-i dați acum o să fie dați mai departe și o să cumpărăm o mașină mie, care o să o donăm și noi mai departe la un om care o să aibă nevoie de o mașină. 10 lei! Jură-te, sincer! Vorbe serios! Am primit foarte, foarte multe fapte frumoase astăzi. De exemplu, am primit un buchet de flori de gratis pe care am venit la un om care se vedea că n-are o situație așa de bună financiară și oamenii se ajută între ei și mi se pare foarte frumos asta, deja te-aș ruga să spui aici Instagram-ul tău. Alexandra Adriana 3278. Dați un mare, mare follow, guys. Deci încercăm să transformăm 50 de bani într-o mașină. O mașină de 1000 de euro pe care să luăm și să-i dăm un înțeleg care nu are o posibilitate să-și cumpere o mașină sau să-și apere în casă. Nu știu, dacă ai, nu știu, 4 lei, 5 lei, cât vrei tu, cât. Absolut, băi, mersi din suflet, mersi din suflet, mersi mult. Din cauza poluării fonice, din cauza trenurilor, pentru că da, eram într-o gară, acest cadru nu are sunet, dar îl puteți admira pe Antonio Pican cum încearcă el să facă niște șmecherii pe aici. Ai fi de acord să cumperi o sticlă? Iau apa, dar însă nu apar în vlog. Ia mă rând, și pe aia de 5. Și pe aia de 5? Da, să rămână. Mersi din suflet. Mersi, mersi mult de tot, mersi mult de tot. Salut, salut, salut. Mersi, ba. Numai bine, mersi mult de tot. Boys, n-am mai făcut cu încă 8 lei, deci e super, super, super top, guys, chiar am încredere în mine și cred că în episodul 2 o să o ducem la un alt nivel și chiar cred că o să pot să fac profit și pot să fac 1000 de euro. Salut, te pup! Facem un vlog în care... Salut, Picaci! Ce faci? Bine, uite aici, am gara de vlog. Da, facem un vlog în care transformăm 50 de bani într-o mașină. Și câți mai am? Până acum, nu știu, cred că am fost 70-80 de lei și fiam de la bac ăsta cu apă, știi? L-am luat și noi cu un anumit buget și acum vrem să vină fiecare sticlă de apă la suprafețe, sunt transparent cu tine. Așa că cât ai fi în stare să ne dai posibil cu apă? Ia vezi cât ai acolo. Și acum scoate milionul. Bine! Avem 10 lei! Cum te cheamă? Spune Instagram-ul tău acolo. Eduard Sebastian pe Instagram, mă găsiți pe TikTok. Guys, deci mă bucur foarte, foarte mult că azi chiar am reușit să facem ceva, speranțele mele erau zero, dar fix când te aștepți mai puțin, reușești să faci multe. Bună, nu te supăra, facem un vlog în care transformăm 50 de bani în 1000 de lei și mai departe într-o mașină și vrem să donăm mașina, avem aici un box de apă și gen, am luat boxul ăsta de apă și vrem fiecare apă să o vindem la suprapreț. Sunt sincer acum, sunt sincer. Cât ai fi în stare să ne dai pe sticlă de apă? Bă, nu o să dau bani pe sticlă de apă, da, te le iau pe toate. Iei toate 6 sticlele? Toate 6 sticlele. Păi și le car singură? Da. Băi, fraților. Și pot să dau 50 de lei pe ele. 50 de... Băi, deci nu se poate așa ceva. Deci m-am întâlnit cu așa de multă lume, m-am rugat de ei să-mi iau o sticlă de apă și tu vrei să iei 6 sticle? Spuneți aici Instagram-ul direct acum aici, mun. Ehg, underline Maria. Băi, deci nu vine să cred. Uite, baxul cu apă, ți-l las aici. Și de banii. Bă, a scăpat, băi. Iată, baxul, țin să-i numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, frumos! Ei bine, guys, am ajuns și la finalul vlogului. Sper că acest vlog să vă înveți o lecție pe voi toți, să fim mai buni. Și ne revedem la următorul vlog. Dacă acest vlog va strânge 30.000 de like-uri, bugetul pe care l-am strâns în acest vlog va fi multiplicat și remultiplicat și remultiplicat până ajunge la visul nostru de a cumpăra o mașină și de a o dona. Dacă însă nu se vor strânge 30.000 de like-uri, suma pe care am strâns în acest vlog va fi donată și voi face dovada pe ori pe story, ori într-un vlog. Așa că acestea fiind spuse, nu uitați să pușiți butonul de like, nu uitați să lăsați acolo un mare, mare, mare comentariu. Eu am fost Antonio Pican și de pa!